Joi 3 octombrie, în piațeta primăriei Pașcani, va poposi caravana primului Festival Național de Științe din România. Este vorba despre Romanian Science Festival, eveniment ce se desfășoară în parteneriat cu școli din municipiul Pașcani și la care vor participa circa 100 de voluntari din oraș. Vor avea loc experimente și prezentări științifice alături de elevi, studenți, profesori, cercetători și profesioniști ai domeniilor STEAM, concret știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Așteptăm publicul larg de toate vârstele, de la copii mici până la adulți, descopere experimentele pregătite de voluntarii noștri RSF, pregătite sub îndrumarea mentorilor Romanian Science Festival, care au scopul să scoată știința în un cadru informal, să demonstrăm că știința este cool, să promovăm cercetarea și partea experimentală a științelor. De exemplu, liceenii de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu vor avea două prezentări din matematică și informatică. Mâine vom fi gazda Festivalului Român de Științe, da? RSF, Romanian Science Festival, că ce se va desfășura în mai multe locații din țară, dar mâine va poposi și la noi, la Pașcani, în piațeta primăriei și va consta în activități de învățare și de colaborare cu mentori RSF, cercetători și profesioniști din diaspora academică, dar și din țară, pentru a construi și gestiona ateliere științifice în cadrul acestui festival. Din câte știu, din câte am studiat, este o premieră pentru comunitatea noastră, și anume faptul că elevii, prin acțiunilor de voluntariat, își vor însuși rolul de om de știință, învățând de la mentorii acestui festival, prin modalități non-formare, vor dezvolta împreună experimente pe care le vor prezenta publicului în ziua festivalului. Noi, ca unitate de învățământ, colaborăm cu organizatorii acestui festival. Am fost deosebit de încântați când am auzit de această oportunitate. Știam de ea încă din vară. Am distribuit-o colegilor și elevilor și vom participa mâine cu trei profesori și cred că aproape 10 clase la acest festival. Se va desfășura, încă o dată repet, în piațeta primăriei, între 11 și 13, cu o prezentare pe matematică și una pe informatică. Și echipe bine pregătite din cadrul Colegiului CF Unirea din zona Valea Municipiului vor participa la acest festival. Trecătorii se pot opri pentru a vedea demonstrațiile liceenilor din Pașcani, dar și a celorlalți membri din caravană. Scopul evenimentului, ce se desfășoară în mai multe orașe din țară, este de a promova educația științelor prin metode non-formale, dedicate publicului larg, de a construi o punte de legătură între diaspora științifică și contextul educațional din România și a oferi astfel modele de succes și orientare în carieră tinerilor. Am găsit interesantă această activitate făcută de către cei de la Romanian Science Festival, deoarece au un mod interesant și atractiv de prezentare a științei, în special pentru copii. Consider că este un eveniment care îi apropie pe participanți de știință prin tot felul de experimente făcute. În ultima perioadă, copiii stau mult pe telefon și cu siguranță vor găsi interesante și aceste experimente. Mă bucur că am putut face parte din acest proiect și îmi doresc să fie în continuare de succes.